La Spitalul Județean Giurgiu va fi organizat concursul pentru ocuparea postului de manager în perioada 28 septembrie-1 octombrie. La acest concurs a anunțat că se va înscrie și doctorul Ladislau Pic, președintele Colegiului Medicilor Giurgiu și șef al secției anestezie terapie intensivă. Doctorul Pic a declarat că, financiar vorbind, spitalul a fost sprijinit de Consiliul Județean, dar sunt multe lucruri de pus la punct în unitatea spitalicească. Trebuie să recunosc faptul că domnul președinte Vasile Mustățean, în calitatea domniei sale de președinte al Consiliului Județean și întregul grup de consilieri, au alocat în ultimii 2 ani bani pentru Spitalul Județean cât de-a lungul celorlalți 20 de ani, să zicem așa. Recunosc eu că, într-adevăr, banii alocați de Consiliul Județean în ultimii 2 ani pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu sunt mai mulți decât tot ce s-a alocat până acum. Spitalul Județean a mai fost condus de către doctorul Ladislau Pic într-o perioadă foarte dificilă, atunci când unitatea spitalicească era în subordinea Ministerului Sănătății, nu a Consiliului Județean. În urmă cu câțiva ani, când am preluat conducerea spitalului, era sub limita existenței, practic era iarăși în prag de faliment, și când l-am predat colegului Mihai Petre la vremea respectivă, după ce vreun an de zile am încercat să mă schimbe și așa, l-am predat cu bani în cont. Concursul pentru postul de manager al Spitalului Județean va începe pe 28 septembrie cu testul de verificare a cunoștințelor. Pe 1 octombrie va avea loc susținerea proiectului de management. Înainte de aceste probe, pe 21 septembrie va avea loc etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite pentru concurs.